Președintele Klaus Iohannis a câștigat procesul de incompatibilitate. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Instanța Supremă. Potrivit inspectorilor Agenției Naționale de Integritate, Klaus Iohannis s-ar fi aflat în incompatibilitate în perioada în care a fost primar al Sibiului și a făcut parte din adunarea generală a acționarilor de la societățile Apă, Canal și Piețe. În Alta Curte de Casație și Justiție a fost chemată să judece recursul făcut de ANI, după ce în septembrie 2013 Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestația lui Klaus Iohannis și a dispus anularea deciziei de incompatibilitate. Astăzi, judecătorii Instanței Supreme au confirmat de fapt hotărârea luată anterior de Curtea de Apel Alba Iulia.